Istoria poporului român a fost afectată într-un grad apreciabil de valul slavilor care a coborât spre Balcani pe două direcții. Una pe la est de Carpați, iar cealaltă pe la vest de țara noastră, prin Valea Tisei. Slavii care au poposit pe teritoriul României au jucat un rol important în desăvârșirea formării poporului și a limbii române, limba slavă constituind a treia componentă a acesteia. Cercetările arheologice au arătat că teritoriul țării noastre era locuit la venirea slavilor de o populație daco-romană, moștenitoare a culturii dacice și romane provinciale. Aici au avut slavii ocazia de a prelua o serie de elemente ale civilizației romane provinciale, dar și localnicii au primit în cursul îndelungatei conviețuiri cu ei numeroase influențe care se reflectă în limba și în organizarea socială. Este foarte interesant de urmărit în istorie ca un fapt etnoistoric, așa de preocupare, ca și în perioadele primelor secole, 4, 6, 7, dacă lumea barbară nu avea interese în sensul acesta locale ale determinărilor ca adevărați enhorii, adică locuitori ai locurilor, ci erau peregrini sau migratori, cum îi numim în istorie, nu, preocupările lor nu erau acelea de păstorii sau de agricultură sau aș determina viața materială printr-un fapt lucrativ propriu, ci erau în interes de cucerire, de rapt, de jafuri. Iată unii dintre ei așezați într-un chip enclavic, încetul cu încetul să-și împroprieze actul civilizator al existenței lor materiale, prin păstorie, prin agricultură, prin alte activități de neguțătorie cu celelalte enclave slave, așa cum se constată în perioada aceasta, secolelor 8-9-10, sau puțin mai târziu. Deci intră într-un act civilizator, într-o normalitate a istoriei, în care se stabilesc și anumite granițe, nu numai teritoriale, ci granițe de existență materială și de schimburi materiale. Este foarte interesant lucrul acesta, fenomenul care se va produce, empatia aceasta a propriei existențe și sub altă modalitate decât aceea de jaf, de cutropire, de rapt. Ceea ce este foarte interesant pentru existența acestei Imperiului Răsăritean este faptul că de la primii împărați ai Răsăritului, de la împăratul Constantin cel Mare, de origine daco-romană, de Naisus, și până la un ultim împărat, spre exemplu, aminteam despre Constantin VII, porfirogenetul, momentul în care lumea rusească, lumea aceasta slavă, răsăriteană, venea către Constantinopol, toți acești împărați au manifestat, majoritatea lor fiind în apropiere de Dunăre sau în apropiere de teritoriile acestea, au manifestat un puternic interes de neam, cum se exprimă un istoric occidental, ein starkes landschaftliches Gefühl. De aceea, începând cu Constantin cel Mare, în perioada primară, el însuși construiește două poduri peste Dunăre. De ce? Ca să apere romanitatea nord-dunărană, aceea cucerită, transubstanțiată după Traian și după ceilalți împărați romani, într-o nouă existență osmotică, romanică. Fiul său, Constantius al II-lea, Iulian Apostatul, Otrax, era un trac. Mai apoi toți ceilalți, Justinian, din Bederiana, era un romanic, vrea să-și fixeze capitala în aceste teritorii. Nu? Toți au manifestat acest interes de neam, puternic, ghefiul, un puternic simțământ de neam, apărând romanitatea, mergând dincolo. Sunt cunoscut sute de demnitari care au Petru și ceilalți, cum descriși de Teofanes, confesor, de Teofilaximocata, nordul Dunării, ca să apere romanitatea, să stăvilească barbarii, să stăvilească pe cei care presau teritoriile romane de nordul Dunării. Încă din timpul domniei lui Justinian, cete de războinici și-au stabilit aici baza de atacuri de pradă dirijate împotriva provinciilor bizantine de la sud de Dunăre. Se pare că în această primă etapă, anții au fost mai activi, fiind pomeniți în izvoare mai des decât în etapa următoare. În a doua jumătate a secolului VI, pe teritoriile extracarpatice ale țării noastre, încep să se stabilească numeroase enclave slave durabile, care se vor integra treptat în complexul social-economic din Valea Dunării.
cele două valuri slave, cel coborât prin Moldova și Muntenia și cel deplasat pe Valea Tisei și prin Ungaria, s-au întâlnit la sud de Dunăre, dând naștere popoarelor slave de sud, slavizând populațiile autohtone și alte elemente etnice, de pildă pe bulgarii de origine turcă. Totuși, unele grupuri romanice s-au menținut până în zilele noastre în regiunile muntoase mai puțin accesibile, precum vlahii din Balcani. Slavii rămași pe teritoriul românesc, purtători ai unei culturi arhaice, au intrat în contact cu populația daco-romană și cu civilizația bizantină, fiind până în secolele 9-10 asimilați. Ei au contribuit la etnogeneza românilor și la îmbogățirea lexicului limbii române. Este o continuitate în acest interes și cercetând izvoarele istorice sau în timpul lui Justinian, spre exemplu, erau cercetate existența unor cetăți în nordul Dunării, chiar de către autoritatea imperială, și el însuși fixa cu foarte multe amănunte cum trebuia să fie întărită această cetate pe trei fâșii de existență. Nu? Cele din nordul Dunării, cele din sudul Dunării, cele din Dacia Mediteranea sau cele din teritoriul grecesc de astăzi, ca să fie întărite cu câte unități militare, cu câte trupe auxiliare, cum trebuia să fie înălțate, descriind de edificii. Vedeți ce interes foarte amănunțit. Peste 70-80 de asemenea cetăți aveau un interes direct. Autoritatea imperială, autoritățile imperiale se implicau direct în a apăra romanitatea, a reîntări romanitatea, de aceea a avut și o existență și o eficiență atât de puternică în istorie. Și de această eficiență în istorie, de acest plan topografic atât de bine apărat la nivelul edificiilor, al cetăților terena, a putut beneficia și Civitas, cetatea lui Dumnezeu. Pentru că apărați în timpul apostolilor de această calitate de cetățeni ai Imperiului, unii dintre ei sau mai târziu, alții adevărați cuvântători ai lui Dumnezeu, ca cetățeni ai Imperiului, au putut pătrunde cu ușurință și străbate spații imense, iată, de la Atlantic până în teritoriile alanilor, până în Armenia, primul stat creștin, până în Indii, iată, până în nordul Africii, până în alte spații, până în Orientul Mijlociu și în alte spații, unde au putut frământa cuvântul lui Dumnezeu sub oblăduirea autorităților romane. Deci exista o întreagă încrângătură administrativă, militară, care le-a conferit ajutor, le-a conferit atât o umbră a puterii politice sub a cărui oblăduire să-și desfășoare activitatea. Și biserica a crescut de multe ori în istorie sub această umbră a politicii benefice, uneori cu scăderi în istorie, dar de cele mai multe ori cu aspecte benefice în această frământătură a cuvântului lui Dumnezeu în istorie. Bazându-se pe dovezile arheologice și lingvistice, istoricii consideră că slavii au format un grup etnic în mileniul al doilea înainte de Hristos, în zona în care astăzi sunt următoarele țări: Polonia, Belarusul de vest și nord-vestul Ucrainei.